Salutare, hudinașilor, și bine v-am găsit la un nou episod aici în Robloxianu. O să ne jucăm un obby nou pe acest episod. Practic suntem blocați într-un magazin. Îl avem aici și pe șeful magazinului, acolo lângă mine, îl vedeți în stânga mea. Și vrem să încercăm să scăpăm din acest magazin. Nu știu ce s-a întâmplat, de s-au blocat ușile și nu mai am cum să ies de aici, dar o să aflăm pe parcurs. Să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe și aveți și Instagramul meu acolo sus în stânga, hudini.insta, sau dacă nu îl găsiți în descriere. Ok, Anu Barosanu, l-a văzut că se mișcă în lag, nu știu ce de capul lui de se mișcă așa în lag. Și haideți să îi dăm biciane. Ok, încercăm să scăpăm. Sărim peste apa asta pentru că ne spunea acolo că trebuie să sărim peste apă. Văd că este, am înțeles, este un televizor, frate, cu Ark Survival. Ok, ok, bun. Hai să luăm și checkpoint-ul ăsta și aici îmi zice că trebuie tot așa să sar peste astea, să nu mă ating de ele. Jump over food, trebuie să sar peste mâncare, aș trebuie să merg pe aici. Oh, nice, adică pe mâncare. Ok. Bă, ce-i cu atâta mâncare pe aici? O căpșună, un ardei. Ok, m-au prins aici. N-am mai reușit să scap. Hai să mai încercăm o dată. Ok, sărim pe gogoșică prea târziu, că m-am atins acolo cumva de margine. Ok, mai încercăm. Hopa. Mamă, era să mă dea de la început, frate. Da, trebuie să ai grijă pe aici. Bun, bun. Ăla-i ticule pe cookie, pe Snickers, pe Coca-Cola, pe asta, căpșună. Nu știu de ce am zis ciupiarcă la căpșună. Mergem rapid prin gaura de aerisire și îmi zice că trebuie să merg pe aici. Ok, n-am mers bine, n-am mers bine. Mă cam prins acolo la cotitură, trebuie să am grijă. Aolo, și am o dată aici, ok, bine. Bun, și o luăm direct prin gaura de aerisire din nou. Trebuie să am grijă pe aici. Bun, ăla-i ticule, ăla-i ticule, ăla-i ticule, ăla-i ticule. Aolo, aici ce trebuie să fac? Așa, bun. Și pe aici, pe unde? A, pe gaura asta. Ha-ha! Au descoperit, fratele Houdini, ce era de făcut. Hai să apăsăm pe ăsta să vedem ce se întâmplă. Aha, m-au prostit. Am murit și eu și fratele Fed. Suntem aici cu fratele Fed, îl vedeți pe lângă mine. Deci ne-au prostit aici cu clicul ăla. Trebuie să mergem pe aici, de fapt. Da, și am ajuns undeva. Ia să vedem. Oh, nu mai pot să ies. Ba da. Ăla-i ticule, bun. Și acum am zice că trebuie să merg pe aici. Și sunt ceva uși ascunse. Mamă, nu știu pe unde naiba ar fi ușile astea. No, acum asta e și caută. Uite aici o ușă. A, se vede. Ok, hopa, hopa. Hopa, 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 hopa. Ce ai făcut, frate Houdini? Și frate Fed? Nice, bun. Ne-o dat direct de aici. Trebuie să mergem să sărim pe ăsta. Mergem așa. A, nu putem să sărim pe ăla? Ok, ok. Deci înseamnă că trebuie să sărim pe chestia asta subțire. Da. Tot timpul trebuie să sari pe chestia cealaltă față de care te așteptai. Ok, luăm și asta. Hai că e destul de fain obiul ăsta. Sincer, e destul de fain. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă voi ați reușit să scăpați de pe acest obi. Se numește Escape the Shop sau ceva de genul ăsta. Nice. Bun, bun, hai că e destul de ușor pe aici. Ok, ok, bun. Și pe ușiță direct luăm și checkpoint-ul ăsta și suntem într-o parcare. Asta înseamnă că am reușit să scăpăm deja. What? Să nu-mi zici, frate, că am reușit. Ba, nu mă pune. A, suntem undeva pe acoperiș, cred. Parcarea de pe acoperiș. Îmi zice că aici este ușa, este strada blocată. Ok, bun, am ieșit cumva la stradă. Este o stradă pe acoperiș sau ceva de genul ăsta. Luăm checkpoint-ul ăsta și mergem pe lângă, pe aici, prin... A, nu merge pe aici, ok. A, putem să mergem direct pe asta, bun. Mergem pe lângă astea, presupun că nu pot să mă ating de ele, pentru că dacă o să mă ating, o să mor. Ok, pe aici trebuie, nice. Nice, bun. Și acum ce naiba trebuie să facem? Aici e începutul. Okeanu Barosanu. Hai să sărim pe asta să vedem. Oh, și m-a teleportat aici. Nice. Bun, ia uite ce scrie aici. You escaped from the shop.
And now do not forget to take the achievement. Oh, nice. Deci practic am reușit să scăpăm din magazin. Bă, a fost destul de simplu, nu a fost chiar atât de greu. Îi mulțumesc foarte mult șefului de magazin că m-a îndrumat ca să reușesc să scap din acest magazin. Ia să vedem aici. Coming soon, teleport to escape. Da, așa, bun, ia să vedem. Nice. Coming soon, ok. Server age, ia să vedem. E de 2 ore, 8 minute și 0 secunde serverul ăsta. Am înțeles, ok. Hai să vedem, trebuie să sar aici, ca în Mario. Nea, nu. Trebuie să iau ceva achievement ascuns, dar nu știu de unde naiba le iau. Hai să intrăm în căsuță. Nu mă las să intru în căsuță? Nu mă las să intru în căsuță, nu știu de ce. Dar era fain dacă mă lăsa să intru. Nice, putem să vedem așa căsuța. Hai să mergem până aici, da, elicopter. Bă, nu mă lasă. Ba da, uite că mă lasă. Ia să vedem, m-a teleportat, frate. Practic am mers cu elicopterul și m-a teleportat aici. What? E o sală din asta disco. Mamă, și se schimbă culorile astea în funcție de cum calc eu sau care-i treaba. Și îi un om fără cap aici. What? Bă, ce e atât de dubios cu magazinul ăsta, frate? În sfârșit am crezut și eu că am scăpat pe un obi așa rapid și a fost un obi normal, dar ghiși ce, frate, ajung aici și îl văd pe ăsta fără cap. What? Păi ce face în această situație, frate? Aici e un tonomat din ăsta de cafea. Avem aici și o canapea. Putem să stăm pe canapea așa să ne liniștim pentru că ne-am chinuit puțin. Dar avem și un din ăsta de bomboane. Am înțeles. Și aici poate să meargă doar owner-ul. Nu mă lasă și pe mine. Ok. Păi și? A, mergem în culoare și ne dă înapoi aici, frate. Păi și ce achievement, frate, luăm noi? Mi-o fi dat vreun achievement și n-am văzut, oare? Habar n-am. Bă, uite cum va intra aici. Cum a intrat? Lasă-mă și pe mine să intru. A, uite că am reușit. Ăla-i ticule, am reușit să intru în căsuță. Avem aici televizor, frate, cu PlayStation, cu nebunie, pat, cuptor cu microunde, avem o mobilă de bucătărie. Deci, practic e un living bu cu bucătărie aici. Avem și ăsta frigiderul aici, nebunie, frenezie. Ne putem urca pe aragaz, dansăm pe aragaz, sărim pe aragaz, ăla-i ticule, strică aragazul. Nice, ia uite, avem aici patul, hai să vedem, nu putem să ne punem în pat să dormim un pic, nu ne lasă. Dar putem să ne punem pe canapea, să ne uităm la televizor, era tare dacă puteam să pornim și televizorul. Hai să lăsăm și pe fratele Fed să se pună aici lângă noi. Ne punem și noi frumușel aici lângă fratele Fed și încheiem așa frumușel la televizor împreună cu fratele Fed. Stăm așa, ne uităm și noi bam bam bam, punem un unghi așa frumușel să ne prindă așa Nice Rino Pani Vino. Băi, șmecheros de tot obiul ăsta. Nice Rino, Nice Rino. Sau hai să mai verificăm încă o dată, de fapt, înainte să încheiem. Vreau să mai verific încă o dată acolo la discotecă, să vedem dacă mai pot să ies din căsuță. Hai mă, mai lasă-mă să ies. Nu cred, uite-l mă că a ieșit, mă, ăla e ticule. Am reușit și eu să ies. Hai să mai stărim puțin tel și aici să vedem, pentru că nu mi s-a părut că am luat niciun achievement. Așa că, na, nu merge să intru pe asta. Am crezut că sunt în Mario. Vreau să verific puțin și elicopterul. Sincer să fiu, hai să ne urcăm un elicopter puțin tel, să vedem dacă putem să sărim cu, să zburăm cu elicopterul. Hai mă, nu merge să intru în elicopter. Băi, belișcopterule, lasă-mă să urc. Nu mă lasă să urc în belișcopter. Nici nu pot să mă urc pe el, dintr-un oarecare motiv. Nu mă lasă, nu mă lasă. Hai mă, lasă-mă să mă uit în, să mă urc în belișcopter. Urcă-mă! Nu vrea să urce. Hai să mai verificăm încă o dată. Au m-a dus altundeva acum, frate. Mamă, și era să închid episodul. Nu-mi vine să cred. You are glitched. Please, touch the pad. Nu vreau să ating nimic, frate. Vreau să văd ce e pe aici. What? M-a adus aici, frate. Ok, dar nu mai pot să fac nimic. Ia uite, beta testing. Am înțeles, m-au trimis aici și zice că aici e beta, frate. Deci cumva am glitchuit jocul și am ajuns aici. What? Hai să sărim pe ăsta să vedem. M-au trimis din nou aici, frate. Ok, hai să mai încercăm încă o dată. Acum m-au trimis aici. Nice. Bun, hai să vedem dacă putem să intrăm și aici, dacă tot sărim așa. Poate mă lasă să intru aici la owner, să văd care-i treaba.
Nu mă lasă mai aici, nu-i bubuit să pot să intru. Am înțeles, măcar l-am glitchuit de câteva ori. Nice, bun. Hai să încheiem aici, fraților. Ne punem aici împreună cu fratele Fed. Hai, frate Fed, aici pe canapia să încheiem episodul. Ia să vedem, vine fratele Fed sau nu vine. Deci am reușit să și glitchuim, frate, obiul ăsta. Aici, frate, frate Fed. Vine să-i zic tot Fred, nu știu din ce cauză. Mai îmi intră acolo un R. De la Fred și Barney, cred. Joacă, știți voi, familia Flintstone. Mamă, că mi se plimbă în gură deja. Familia Flintstone, nu știu dacă ați prins desenele astea. Dar există un Fred acolo și un Barney. Ok, bun. Cam asta a fost episodul Hudinașilor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagram-ul meu. L-aveți acolo sus în stânga, hudini.insta sau în descriere. Rupeți și acolo butonul de follow. Și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!